Două îndrăgite povești îi vor încânta pe cei mici în acest sfârșit de săptămână la Teatrul Colibri. Aceștia se vor întâlni cu personajele lor preferate în cadrul a două spectacole. Sâmbătă de la ora 18 va avea loc reprezentația de a Capra cu Treiezi, adaptare după Ion Creangă în scenariul și regia Iuliei Cârstea. Duminică, de la ora 11, va intra în scenă Prințul Broască, într-un spectacol de Veselin Boidev după Frații Grim, în regia lui Todor Valov, spectacol care a obținut importante premii la diferite festivaluri. Prețul unui bilet este de 7 sau 10 lei, în funcție de categoria locului.